Sunt Laura, este joi și în legătură cu clipul de azi. Am întrebat pe cineva despre ce să fie, pentru că, nu știu, eram în pană de idei. Mi s-a zis, păi fă și tu despre cât de nașpa e faptul că vine iarna, că nu mai e cald. Și am zis, da, asta e chiar o idee bună. Și am stat și m-am gândit că, de fapt, nu e nașpa deloc. Și îmi veneau în cap numai chestii bune. Așa că de ce să fac un clip cu dezavantaje când pot face un clip cu avantaje? Și poate o să vedeți și voi, în caz că sunteți un pic deprimați din cauza vremii, o să vedeți cu ochii mai buni tot ce se întâmplă. Așa că am să vă dau 10 motive pentru care iubesc faptul că vine iarna. 10 motive pentru care iubesc iarna. În primul rând, vine Crăciunul. Oricât de triști și înfrigurați sunteți, trebuie să recunoașteți. Crăciunul e una dintre cele mai drăguțe sărbători, cele mai frumoase, calde și pline de iubire. Toată familia se adună, mâncarea. Mâncarea de Crăciun. Ești cu prietenii, ești mai bun, toată lumea e mai bună, vorbești din nou cu persoane cu care n-ai mai vorbit de mult. Deci totul este perfect de Crăciun. Nu mai zic de decorații prin casă, pomul de Crăciun, tot. Ideea de Moș Crăciun, sau dacă aveți 6 ani, Moș Crăciun, pentru că el există. Faptul că Moș Crăciun vine, cadourile, sunt multe, multe lucruri care mă fac să mi se topească inimioara la ideea de Crăciun. În al doilea rând, faptul că purtăm haine groase, așa că nu ni se mai vede celulita. Nu neapărat celulita, poate sunt fete care nu au. Eu am, trebuie să recunosc. Nu multă, dar am. Și vara sunt puțin stresată uneori, pentru că, de seama, porți pantaloni scurți, n-ai cum altfel, sau mai euri, sau nu știu, și ți se văd aripioarele, sau fundul mai mare, sau picioarele groase, sau grăsimea, sau chestii care nu vrei să se vadă. Așa că iarna este perfect, nimeni nu te trage la răspundere, nimeni nu se uită urât la tine, poți să te îmbraci ca un om de zăpadă și este perfect. Așa că eu iubesc hainele groase, iubesc paltoanele, gecile și, nu știu, sunt fericită că vine sezonul ăsta din punctul ăsta de vedere, pentru că pot să mă îmbrac cum vreau și plovărașe, pupoase și tot. În al treilea rând, deși asta cred că trebuia să fie prima chestie, vacanța de iarnă. Mulți dintre voi probabil încă sunteți la școală, la liceu și aveți vacanța de iarnă. În sfârșit o pauză, ca să vă relaxați, ca să gândiți problema, ca să stați cu prietenii, să mergeți la, era să zic, la mare, la munte, să mergeți la munte. Sunt multe lucruri de făcut și sunt sigură că vă prinde bine o pauză. În al patrulea rând, faptul că putem schia, ne putem da cu placa. Eu m-am dat cu placa, nu de foarte multe ori, dar trebuie să zic, m-am îndrăgostit. Bine, prima oară m-am umplut de vânătăi, adică, nu știu, le număram și era undeva la 30 și era să-mi rup capul, spatele, mâinile, picioarele și tot ce se poate rupe, dar e foarte tare și mă bucur, pentru că în România nu poți face asta decât în sezonul rece, nu suntem în Dubai, să ni se facă pârtie la mall, așa că mă bucură că vine sezonul rece și abia aștept să mă dau din nou cu placa și sper să nu-mi rup nimic. A cincea? A cincea, eu mereu pierd numărătoarea. A cincea chestie, băuturile calde. Evident că poți bea ceai și tot ce se poate și în sezonul cald, dar vinul fiert, ciocolata caldă, toate cafelele fierbinți perfecte de la Starbucks, știți despre ce vorbesc, pumpkin spice latte, tot ce e bun pe lumea asta. Eu iubesc vinul fiert, dacă sunteți minori, nu iubiți și voi vinul fiert, deși o guriță cred că merge de vin fiert, adică nu e așa de rău. Iubesc ciocolata caldă și vara e puțin ciudat și nu prea poți fizic să bei ciocolată caldă, așa că iarna este sezonul perfect ca să ne îngrășăm cu ciocolată caldă, pentru că v-am zis mai devreme, nu țineți cont de kilogramele în plus, pentru că nu se văd. Al șaselea avantaj și de asta mi-e puțin rușine, dar fetelor trebuie să o recunoaștem. Trebuie. Nu o să ne mai epilăm la fel de des și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, pentru că numai noi știm cât de stresate suntem. Bine, na, acum îmi dai seama că sunt oameni și oameni. Eu sunt una din fetele alea. Frate, dacă nu se vede și nu simte nimeni, da, de ce să mă epilez? Evident, și mie îmi place să mă simt bine, să fiu fină, să fiu femeie, să mă simt bine. Dar totuși, hai să recunoaștem, nu avem chef de epilat cu ceară la fiecare 3 săptămâni sau cu lama o dată la 3 zile. Așa că da,
Mulțumim, frig. 7-le? 7-lea rând. Vai, ce proastă e, nu știu să nume. În al 7-lea rând, căciulile. Căciulile. Vai, vai. Dacă mă cunoașteți, bine, eu m-am apucat de ăsta în primăvară, deci n-am avut ocazia să port căciul și n-ați avut ocazia să mă vedeți cu poze. Am 11.000 de căciuli, am foarte multe, sunt colecționară, nu, glumesc, am foarte multe căciuli, le iubesc, îmi cumpăr în continuu căciul noi și mi se par cea mai tare chestie. Ți-mi minte când eram mică? Doamne, nu suportam. Deci mă punea tata să merg la școală cu căciul, ajungeam, mă lăsa cu mașina sau, nu știu, coboram din autobuz. Doamne, și primul lucru era să-mi dau căciul ajuns să nu cumva să mă vadă cineva cu ea. Bine, nu se comparau ce căciul mă obligau ei să port cu căciulile fancy dancy pe care mi le cumpăr eu acum. Dar oricum, deci ador, ador. Eu aș purta căciul și vara după mine, dar să uit lumea, uite și pe asta. Deci, nu prea merge. Ador să port căciuli, plus în afara faptului că îmi plac mie și na, mie îmi plac că îmi țin și capul cald, că e o chestie, îmi plac că nu contează ce păr am pe dedesubt, adică pot să fiu nearanjată, pot să am părul nespălat, pot să fiu oricum, căciula mă salvează. Iubesc asta și pentru, din același motiv folosesc șepcile vară și căciulile iarna. Yeah! Scuze, dar nu-mi pare rău. Al 8-lea motiv pentru care iubesc iarna, zăpada. Nu știu, bă, dar mie așa îmi place zăpada, îmi place să mă bat cu zăpada, să mă arunc în ea, să mă îngeraș, dinimioare, de toate, iubesc zăpada, mi se pare cea mai drăguță chestie, mi-amintește de când eram mică și ieșeam afară și mă băgam vecinii sub zăpadă, deci mă lăsau acolo să mor. Poți să ieși afară ore întregi până nu-ți mai simți așa degetele, știți? Știți când ieșiți afară și vă jucați atât de mult în zăpadă încât vă mai simțiți degetele și fața și nasul și urechile și degetele de la picioare, mai ales că la mâini încă te mai descurja degetele de la picioare și ajungi acasă și spui toate chestiile pe calorifer sau la uscat și stai așa numai și încerci să înceapă să ți se simtă degetele. Abia aștept. Mi-mi place să mă joc în zăpadă și cred că mereu o să-mi placă. Al 9-lea avantaj. Faptul că poți folosi frigul ca pretext să fii luată în brațe. Da, domnișoarelor, știu. Pur și simplu știu că știți despre ce vorbesc. Când e așa frig, adie vânt, poate chiar zăpadă și stai, geacăta e cam subțire, că n-a trebuit la întâlnire ca să râzi bine, nu ca să te simți bine. Și ești așa și stai afară și așteptatul merge pe jos. Nu, nu, e romantic, e romantic. Merge pe jos, spre casă și zici, oh, ce frig mie. Evident, nu poate să-și dea geaca de pe că brăcește săracul și moare. Dar cu siguranță te va lua în brațe. Sau o să vă opriți și o să zică, stai, te încălzesc eu. Și te ia în brațe și începe așa să stea pe mâini. Ca să-ți pună sângele în mișcare, știi? Oh, și el, oh, și poveste fericită, cu plăcere. Dar nu mie trebuie să mulțumesc frigului, pentru că el e frig. Și a 10-a chestie și cel mai tare avantaj pentru mine, doar îmi pare rău, m-am gândit să fie un avantaj pentru toată lumea, dar nu se poate, este ziua mea. Da, în 22 decembrie, iarna. Iarna. Da. anul ăsta fac 19 ani, pentru cei care nu știați și poate nu vă interesează, dar eu v-am zis și asta este acum, știți. Da, deci e ziua mea și pentru mine, nu știu, eu abia aștept ziua mea tot timpul. Nu știu de ce neapărat. Adică acum, cred că după ce trec de 30, nu o să mai bucur. Nu, deci e ziua mea și abia aștept. Deci abia aștept. Eu am o presimțire că o să fie o iarnă frumoasă, alături de oameni frumoși, alături de oameni care mă fac fericită și sper să fie la fel și pentru voi. Anul ăsta, nu știu, abia aștept așa să se termine anul și să văd ce am realizat, ce vreau să realizez anul viitor și să-mi pun așa gândurile în ordine. Am uitat să zic de portocale.
Îmi plac mult portocalele. Vai ce mult îmi plac portocalele și bomboanele din pom. Cam asta a fost. Vreau să-mi lăsați în comentarii ce iubiți voi la iarnă, pentru că vine imediat. Știu, sunt conștientă că nu e nici noiembrie, dar vine iarna. Eu sunt Laura, vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat. Nu uitați să vă abonați și ne vedem luni. Mua, mua.